onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim din nou prin lumea scepticismului. Se întâmplă lucruri incredibile pe aici, prin țara noastră, lucruri despre care n-aș fi aflat dacă n-aș fi pe grupul Pseudoștiința în România de pe Facebook. Vă invit să vă alăturați acestui grup. Acolo, utilizatorul Mihai Amăriuței a lăsat un link către site-ul unui medic român. Medic primar, specialist în chirurgie cardiovasculară. Sper să nu mă înșel. Oricum, medic primar și chirurg. Din câte ții minte, chirurgie cardiovasculară. Om cu experiență, om care are un CV bogat, l-am citit cu multă plăcere. Numai că pe acel site se vorbea pe larg, omul lase cu copy-paste, despre un subiect pe care l-am abordat eu cu în toamna trecută, în 2011. Mai țineți minte personajul Rike Geld Hammer, neamțul, sau austriacul neamțul, care a identificat adevărata cauză a cancerelor. Cancerele fiind provocate de șocuri emoționale. Ai un șoc emoțional, nu să-i faci cancer. Tot el găsise și o metodă de tratament. V-am povestit în acea emisiune. Stând de vorbă cu pacientul, încurajându-l, scoțându-l din starea de șoc, așa poți vindeca cancerul. Avea o rubrică acolo, el, pe site, noua medicină germană, nici măcar nu trebuie să cauți cu mare atenție. Apărea chiar pe homepage, pe coloana din stânga, unde se fac trimiterile către subcapitolele site-ului, era noua medicină germană. Eu am dat acolo click, gândindu-mă că să vezi că ăsta mai cu biorezonanța, că acum a apărut și o nouă formă de biorezonanță germană. Lucrurile de calitate nu așa, sunt germane. Biorezonanța, ca să fie de calitate, nu poate să fie decât una germană. O tot vedeți pe Zero TV prezentată această biorezonanță germană, despre care nu voi face odată timp să discut. Pentru că, cum să vă zic, prezintă cea care tot apare, că apare același personaj tot timpul, folosește niște argumente care ar putea să intre cumva în zona clasică a umorului. Adică se ating niște niveluri de umor care merită din când în când. Atunci eu știu când simțim noi că lumea e împotriva noastră, că totul ne merge rău, că eu știu ce se mai întâmplă, merită să îți descătești fântrea cu biorezonanța germană. E o altă biorezonanță. Tot o, cum să spun, tot o șarlatanie, dar mă rog, v-am zis, depinde cum este prezentată. M-a speriat. N-am să revin asupra cancerului. Am luat de pe site un fragment care se referă la, și o să vedeți dumneavoastră imediat, în emisiunea de atunci, de toamna trecută, n-am abordat eu acel subiect. Este vorba despre rolul microbilor pe durata procesului de dezvoltare a bolii. O să vedeți dumneavoastră în cele ce urmează că microbii, bacteriile, chiar și virusii, au un rol important. Ei te vindecă. Repet, textul l-am luat cu copy-paste de pe site-ul unui medic primar specialist în chirurgie. Dacă nu mă înșel, cardiovascular. Un om cu o pregătire științifică riguroasă. Nu pun problemă.
că n-ar fi așa, că a devenit chirurg așa, eu știu, pe puncte. Sau că medicina n-a învățat-o ca lumea. Am încercat să verific dacă personajul există în realitate. Există în realitate. Acum, singura mea îndoială, și de fapt e cumva o îndoială plină de speranță, e că cineva i-a făcut o glumă. Dar haideți să vedem. Un alt aspect al cercetărilor doctorului Hammer, neamțul despre care vă povesti, este acela al rolului microbilor pe durata procesului de dezvoltare a bolii. Mă uitați că voi folosi în această emisiune foarte mult text, dar m-am speriat. Pe scurt, a aflat că microbii, precum ciupercile, bacteriile și virusii, sunt activi doar pe durata procesului de vindecare și maniera, deci numai atunci sunt activi, ca să te vindeci. Și maniera în care ei operează este în deplină concordanță cu logica evolutivă, a patra lege biologică. Hammer are 5 legi biologice mari și tari de o idioție neșită din comun. Bacteria de tuberculoză, ne dă un exemplu, populează doar țesuturile controlate de creierul vechi. La Hammer, creierul are două structuri. Creierul vechi, care este creierul ăla, reptilian, cum i-am zice noi, și creierul nou, ăla cu care gândești. Funcția lor pe timpul procesului de vindecare este de a descompune tumorile care nu-și mai au rostul. Deci bacteriile alea nene ale tuberculozei, care dă tuberculoză, asta fac. De fapt, descompun tumorile. Tumorile pulmonare, tumorile de colon, tumorile de rinichi, tumorile de la prostată, tumorile la ută, tumorile de sân, melanomele și mezotelioma. Cuvânt complicat. Bacteriile tuberculozei, domne, pe site-ul unui medic, ce citesc e de pe site-ul unui medic primar, nu de pe site-ul unui năzbâtios. Bacteriile tuberculozei sunt esențiale pentru descompunerea construcțiilor celulare ce au proliferat cu un anumit scop biologic în timpul fazei active a conflictului. Faza activă a conflictului ăla cerebral, nene, de ai un șoc mental, cum i-am zice noi, și te îmbolnăvești de cancer. Ei bine, în faza activă a conflictului, dacă vrei să te vindeci, bacteriile de tuberculoză. Dacă bacteriile necesare nu sunt disponibile, fiți atenți de ce nu sunt disponibile, din cauza vaccinării sau uzului excesiv de antibiotice sau în urma chimioterapiei, tumorile nu se pot dezintegra cum trebuie. Deci nici măcar chimioterapie să nu faci. Nici măcar să nu te vaccinezi, nu trebuie să faci nimic. Trebuie să lași bacteriile tuberculozei să-și facă de cap și să te vindece de cancer care îl obții în urma unui șoc psihic. Cât pe acesta am și un șoc psihic. Mă iertați că m-am înfuriat. Am citit textul de nenumăratori. De obicei râd la asemenea chestii, dar acum sunt furios. Site-ul unui medic primar, specialist în chirurgie cardiovasculară. Ca urmare, tumorile respective rămân pe loc și sunt încapsulate în mod inofensiv. Detectate la un control de rutină, totuși, ele pot fi diagnosticate ca și cancer și noi conflicte potențiale pot să apară în urma aflării veștii cu noi simptome. Înțelegând legile biologice, e vorba de legile biologice enunțate de însuși marele idiot Hammer ale desfășurării bolilor, această perspectivă poate fi eliminată. În timp ce bacteriile descompun tumorile cu celule care nu mai sunt necesare, virusii, acum trece la virusi. Deci bacteriile descompun tumorile canceroase, să vă fie clar. Virusii sunt implicați în procesul de vindecare a țesuturilor coordonate exclusiv de cortexul cerebral. Ia la creierul ăla lantul, cu cortexul. De exemplu, deci cine, care țesuturi sunt coordonate de cortexul cerebral? Bronhii, membrana nazală, mucoasa stomacală, mucoasa canalilor biliare și epiderma. Hepatita, pneumonia, herpesul, gripa și gripa stomacală. Există gripa stomacală? La medicină nu mă pricep. Domnul doctor cu siguranță se pricepe. Indică faptul că procese virulente naturale de vindecare sunt în curs. În ceea ce privește rolul virusilor, doctor Hammer preferă să vorbească de virus ipotetici din cauza că în ultimul timp existența virusilor este pusă în discuție. Da, de fapt gripa nu e de virus, e, eu știu, o altă chestie. Nu știu cine pune în discuție. Acest lucru este în concordanță cu descoperirile inițiale ale doctorului Hammer, care evidențiau faptul că procesele de reconstrucție și regenerare ale țesuturilor necrozate sau ulcerate au totuși loc chiar și în absența virusilor specifici țesuturilor respective.
Nu știu ce ar putea înțelege un medic din acest text. Eu mărturisesc că n-am înțeles nimic. Adică procesele de reconstrucție și regenerare ale țesuturilor necrozate au loc chiar și în absența virusilor specifici țesuturilor respective. Nu știu. Mă rog. Repet, de pe site-ul unui medic primar, specialist în chirurgie. Singura mea speranță este să fie, cum să zic, o păcăleală. Dar sunt prea multe informații acolo ca să fie un site de păcăleală. Dilema în care se găsește medicina convențională este aceea că eșuează în a recunoaște tiparul de evoluție în cele două faze ale fiecărei boli, prima fază, aceea a conflictului activ, fiind în mod obișnuit scăpată din vedere. Faza conflictului activ care duce la cancer, de altfel. Din moment ce microbii sunt activi doar în faza de vindecare, iar activitatea acestora este în mod normal acompaniată de inflamații, febră, puroi, supurări și dureri, microbii sunt considerați răufăcători și cauza bolilor infecțioase. Dar microbii nu provoacă boli. Descoperirea secolului. Până la urmă, este organismul nostru care angajează microbii pentru a optimiza procesul de vindecare. Microbii pot fi, bineînțeles, transmiși, dar ei rămân inofensivi până în momentul în care persoana este în faza de vindecare a aceluiași tip de conflict. Am comentat, pot să revin în cadru. În continuare, o repet, am o săptămână am tot stat să verific, am căutat dacă doctorul cu pricina există, am găsit prin niște ziare. Dacă nu mă înșel, l-am găsit și pe lista de cabinete medicale. Omul are și un cabinet medical independent. L-am găsit. Acum, singura mea problemă, dar nu, să-i fi făcut cineva o glumă, să fie un hacker care să fi intrat pe site-ul personajului cu pricina și omul să fie victima unui hacker. Cum e posibil așa ceva? Hammer, noua medicină germană, e marca înregistrată. E marca înregistrată. Omul și-a depus-o la biroul ăla de, cum se numește, de mărci. Unde îți înregistrezi mărci. Nu e invenție și mărci. Acolo unde îți înregistrezi marca, numele de firmă, sigle și așa mai departe. Poate că asta în mintea unora, mai puțin duși pe la școală, să însemne că e confirmată. Nu. Cum nici faptul că ceva, medicament, obiect, ce doriți dumneavoastră, are brevet de invenție, nu înseamnă că face ceea ce se afirmă în brevetul de invenție. Brevetul de invenție are alt scop. Se certifică proprietatea intelectuală asupra unei idei, unor anumite categorii de idei. Nici de cum nu certifică faptul că, eu știu, cu tare loțiune, cu tare, cum să numim noi așa, extract de mai știu eu ce amestec de plante, faptul că are brevet de invenție nu înseamnă că este eficient în vreo boală, nu înseamnă că este sigur și că nu are efecte secundare, nu înseamnă. Înseamnă că are brevet de invenție. Atât și nimic mai mult. Înseamnă că acea compoziție folosită în prepararea respectivului produs este în proprietatea mea. Pentru că am avut ideea să fac compoziția aia. Încercam să reformulez altfel, dar vă rog să mă credeți. Sunt încă puternic tulburat de pasajele pe care le-am citit. Era de ajuns să își arunce o privire, să se informeze. Nici măcar nu trebuie informații, nu trebuie să sapi foarte mult. Să afli problemele grave pe care le are acest hammer, acest gigel. Nu trebuie foarte mult. Dar pentru medic, el însuși, citind textul pe care l-am citit eu mai devreme, văzând niște năzbâtii, niște lucruri care nu prea au legătură cu nicio biologie, cu nicio medicină rațională, cu ce a învățat el la școală. Cum e posibil? Iată că este. Eu am încercat să emit ipoteze.
Una dintre ele este că, din ce am înțeles eu, omul are și cabinet. Poate că așa atrage mai mulți pacienți. Că nu își atrage pacienți cu asemenea năzbâtii. Își atrage fraieri. Poate vrea să fraierească pe careva. Tot legat de cancer. Încerc să răspund la întrebarea de mai devreme. Să nu credeți că vreau să schimb subiectul. Tot legat de cancer. Să vedeți metodele pe care le sugerează domnul medic, citându-l pe Hammer, despre care tot am citit în această emisiune. Terapiile, și acum o să am și o explicație, e cu copy-paste, și o să am și o explicație de ce am insistat pe ideea de marcă înregistrată. Terapiile viitoare specifice noi medicini germane, vedeți, râul ăla, marcă înregistrată. Pacientul va deveni șeful absolut al tratamentului și asta este metoda lui Hammer de a vindeca, fac acofonia cu pricina, că merită acest text, pentru a vindeca cancerul. Pacientul va deveni șeful absolut al tratamentului și procedurilor de autovindecare a bolii sale. El nu va mai fi tratat, ci se va trata singur. Iar relația dintre pacient și medic va fi complet regândită și redefinită. Se vor folosi mult mai puține medicamente. Se vor baza pe înțelegerea de către pacient a cauzei care a provocat conflictul și implicit boala. Pacientul împreună cu medicul vor găsi împreună cea mai bună rezolvare a conflictului generator al bolii și vor stabili cea mai bună strategie de evitare acestui conflict pe viitor de către pacient. Citind, sau mai bine zis, recitind textul pe care tocmai l-am parcurs împreună, pot să revin în cadru. Mi-aduc aminte că anul trecut am mai avut un text similar dintr-un Quality, un domn doctor în fizică care vorbea, știți, când am avut schimbul acela de comentarii cu personajul, cu pricina, care spunea că emoțiile negative puternice duc la cancer și că emoțiile pozitive, credința la, îl vindec. Tot doctor în fizică de data asta. Ce se întâmplă prin comunitatea noastră științifică? Cum de apar asemenea personaj? E, pentru mine, în continuare, rămâne un mister. Da, v-am spus, omul are cabinet și are și tratamente naturiste. Repet, eu n-am nimic împotriva tratamentelor naturiste, cu plante, cu... În măsura în care ele sunt utilizate rațional. Ce înseamnă a fi utilizate rațional? Pe baza dovezilor. Pentru afecțiuni ușoare, este foarte posibil ca, eu știu ce plantă, să te ajute. Bună parte din medicamentele care se utilizează în zilele noastre au rezultat din analiza compușilor activi din diferite plante. Nu văd aici o problemă. Repet, în măsura în care dovada există că eu știu ce formă de fitoterapie ajută în cazul unor afecțiuni, e normal. Nu am nimic împotrivă. Dar ce ziceți de cancer uterin, mamar și ovarian? Nu ziceți nimic. Da, sunt forme grave de cancer. Care mă refer acum la cel ovarian. Din câte știu, suntem pio întâi prin Europa. Din foarte multe motive. Nu vreau să revin eu acum asupra lor. Avem tratament pentru aceste forme de cancer. Acesta este tratamentul. Se râșnește năpraznic sau sovarf, nu știu ce este asta. Din această pulbere se iau 1-2 lingurițe de 3 ori pe zi. Pulberea se ține sub limbă 15 minute, după care se înghite cu puțin apă. Erau mai multe. Am luat asta că e mai scurt. Vindecarea cancerului cu plante. Încă mai sper că avem de-a face cu un site
atacat de vreun hacker. Încă mai sper în faptul că poate am zis eu greșit. Poate cineva se dă drept domn doctor, primar, chirurgie cardiovascular. Oamenii pot avea destui dușmani pe această planetă. Dar domn doctor, de ce n-a reacționat? De ce n-a găsit? Că am făcut toate căutările cu putință, cu ajutorul, cum ar zice domn primar, Goagăl. Cu ajutorul lui Goagăl am căutat după numele doctorului respectiv. Domnule, poate omul va găsi de cuvință în vreun loc să dezmintă năzbătile pe care bi le-am citat mai devreme. Și vă spun, am luat o bucățică mică, 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 mică. Sunt mult mai multe. De ce n-a făcut asta? Încă, cum să zic, încă mai sper să fie mai degrabă o trișare, cum am zis toată emisiunea asta, nu, vă rog să mă iertați, tot încerc să mă abțin, eu nu folosesc cuvinte urâte, din acelea care, eu știu, ori nu sunt prin dicționar, ori sunt nerecomandate de către dicționar. Dar pe parcursul emisiunii astea am avut de vreo trei ori tentația de a folosi expresii mai mult decât neacademici. Există ceva grav în comunitatea științifică românească. V-am ilustrat anul trecut în repetate rânduri. De fapt, pe parcursul emisiunii, cred că am avut multe cazuri de doctori în diferite științe care fac, deci cu doctoratul, nu medic primar, deci oameni cu doctoratul, care fac afirmații de un irațional care poate fi dat de exemplu, poate fi predat acel tip de irațional. Ce înseamnă a nu gândi cu ajutorul instrumentelor pe care știința le pune la dispoziție. Mă refer la instrumente mentale, la instrumente metodologice. Deci chiar ar putea fi dat la exemple de tipul așa nu. Sunt prea mulți la noi în țară. Îngrozitor de mulți și nu știu de ce, dar sunt extraordinar de vocali. Apar peste tot. Ăsta e mai tăcut. Prietenul nostru ni l-a recomandat, altfel n-aș fi dat de el. Ce e de făcut? Am tot vorbit anul trecut ce e de făcut. Trebuie să năpădim pe ei. Eu i-am trimis deja un comentariu să văd dacă îmi răspunde. Sper să-mi răspundă și sper să-mi răspundă așa cum am tot sperat în această emisiune, că e o păcăleală, că e altcineva în locul lui care aruncă pe site năzbătile. Încă mai sper. Dar în același timp nu pot să nu mă gândesc la faptul că toată lumea vrea să se îmbogățească în zilele noastre. Și cel mai ușor mod în a te îmbogăți este apelul la fraieri. Este apelul la naivi. De altfel, spre sfârșitul anului trecut, nu știu dacă mai țineți minte, că a fost o razie la vrăjitoare. Da? Care, mă rog, poliție, chestii. Pentru că fraieriseră și ele, multă lume, cu bani frumoși. Ei, vrăjitoarele alea cu pricina deveniseră populare la un moment dat, pentru că vedete de televiziune apelau la ele ca să le descânte, ca să le scoată mercurul cu care fuseseră otrăvite. La televiziunile noastre, că nu e una singură, la televiziunile noastre venea vedeta cu pricina povestind cum ea e intoxicată cu mercur pentru că a făcut cineva o vrajă rea și s-a dus la vrăjitoare care să-i scoată, nu e așa, otrăvitorul mercur din trup. La noi în țară se întâmplă asta. Să trăim într-o țară a naivilor? Da. Se pare că da. Dar
Vedeți, dumneavoastră, sperăm și noi așa. Cândva lucrurile vor intra pe un alt făgaș. Cândva lucrurile se vor schimba. Partea rațională a românilor să fie cumva în majoritate în raport cu partea irațională a românilor. E adevărat, trăim vremuri grele. În vremuri grele, rațiunea nu te ajută decât cumva să te sperii de lucrurile care vor urma. Poți să analizezi mai bine lucrurile ce țin de viitor. E bine, atunci când te poți amăgi cu vreo vrăjitoare, cu vreo plantă care te vindecă de cancer uterin, mamar sau ovarian, atunci când e de ajuns să fii bine dispus pentru ca vindecarea cancerului să fie posibilă. Nu? Pentru asta nu ai nevoie de rațiune. Ai nevoie de partea irațională a creierului. Eu trebuie să opresc aici scurta mea emisiune. Vom avea multe de vorbit în acest an 2012, așa că vă dau întâlnire în același loc și la aceeași oră, săptămâna viitoare, al dumneavoastră, Cristian Român.